iată, m-am grăbit. Lucrul cel mai important am uitat să vă spun. Anume, acela că am pregătit așa biostupii 3 în 1. Dragilor, cei care doresc să se bucure de această realizarea mea, aceea de a fi făcut biostupul, ceea ce ar fi putut ei să facă de primăvară, din primăvară am făcut-o eu, le propun să ajungă la mine, să le pot da 3 în 1, deci pregătiți cu tot cu miere, deci nu discutăm. Uitați-vă, acesta, de aici am scos făgurelul. Dragilor, de aici am scos făgurelul acesta. Da? Unde am văzut că, de fapt, am văzut că albina construiește celulit numai de albină. Acesta este și un semn că matca este împerecheată. Deci eu, ca apicultor, am două variante. Dacă am văzut că începe să construiască celule de albinuță, este semn că aici, în nucleul ăsta, să spunem, iată, ca să înțelegeți bine, prin folii n-am să mai deschid, aici e completat 6. Perfect. Este full matca ouă, nu bat capul. La fel, mă duc în partea cealaltă. Aici la fel este. Totul e închis, deci matca ouă, nu bat capul. Aici, probabil, și așa este, iată că văd că am mai pus o botcuță. Acum, cercetez dacă botca asta a ecluzionat. Deci, dacă mătcuța de aici a ecluzionat. Și ceea ce mă interesează foarte tare, dacă a început să ouă. Pentru mine, almatca care a ieșit, nu prezintă un interes extraordinar, este o albinuță acolo, până când ea iese la împerechere. Deci, fiind stupina, să spunem așa, destul de deasă, așa mai sunt. Știți bine, împerecherea se face în aer și atunci mai există pericolul, fie o pasăre, fie o prinde ploaia, fie ea se rătăcește și avem și situațiile acestea în care împerecherea, matca nu s-a împerecheat din prima noastră tentativă de lucru. Și acum, eu aici vă arat cum anume, desemnele sunt pentru mine că matca aici s-ar fi împerecheat. Da? Deci asta ar fi semnele mele. Iată, scot cu o ramă. Nu este rama, să spunem, aici ecluzionează albina. Da, dragi, vedem că ecluzionează, dar nu este matca, nu este rezultatul lucrului mății de aici. Ce înseamnă? Că am adus o ramă cu puiet aici când am construit acest nucleu. Eu am mers pe ideea să am albină suficientă și iată că aici am venit cu un fagure de regulă, de cel mai multe ori, de la cel care s-a prins din același biostup. Da? Și care avea o amatca mai de mult. Iată cum arată lucrarea unei astfel de mărci, nu tinere, cu de o frumusețe rară, cu bine bătută rama. Ce? Acum suntem în etapa de ecluzionare. Și ce vreau să văd? Eu vreau să văd dacă... Da, uitați matca, am prins-o. Deci matca, dar să nu o las... Dragilor, dacă stau prea mult, există riscul să zboare. Văd că nu este împerecheată, ea merge singură, ar trebui să înceapă albina să o protejeze. Eu n-am mai insistat prea mult, că am mai pățit-o zboară. Nu-i place să fie filmat. Acum, în continuare, trebuie să vă arăt că celelalte rame, dacă vreți, am văzut matca acolo că există, la ea trebuie să mai ajung, deci care este fenomenul, trebuie să mai ajung să o văd până când ouă. Deci dacă n-ajung până etapa când ouă, nu am făcut treaba cum trebuie. Vă rog să priviți și din nou o altă ramă, aici nu mai insist. Este o ramă cu, iarăși, pusă cu puiet din altă parte, ecluzionează și aici. De regulă, ea nu prea e încântată să iasă la împerechere înainte de
înainte de a vedea că nu mai există niciun pericol. Adică până ultima albinuță, chiar spun da, cumva este, mai există vreo botcă pe undeva. Trebuie să controlezi peste tot și de la un capăt și iar merge din colo până acolo. Și de aceea există, să o spunem, pe cea dreaptă și pericolul ca ea să întârzie în această, să spunem, continuă măturare a cuibului, să întârzie și să iasă mai târziu la împerechere. Da. Iată o altă ramă. O altă ramă care o ecluzina mai devreme. Ce vreau să văd aici este că sunt celulele pregătite. E posibil aceea să fost împerecheată de curând și așteaptă acum să ajung la maturitate. Deci zona asta a celulelor este pregătită pentru, adică pentru a veni marca să ouă. Deci dacă revin peste vreo 3 zile ar trebui să văd, m-am spus, mi-a fost teamă să ieșesc prea mult să constat dacă este sau nu împerecheată, trebuie să văd dacă ea a început să ouă. Abia atunci este, să spunem, treaba rezolvată. Deci este o muncă deosebită pentru a avea un nucleu. Așa că eu, dragilor, am făcut treaba cea importantă, vă aștept pe voi să veniți. V-am arătat concret. Iată așa, asta este o ramă plină cu miere, dragilor. Da? Sigur, când eclozinează dincolo, începe și... deci, matca, dacă începe să ouă, va avea și... asta e important. Ideea asta am construit tot timpul nucleile. Cu albină tânără. Trebuie să am albină tânără ca doică, nu? Să înceapă să meargă în forță. Pentru că matca fiind tânără, va oua, dar vă se pune problema la un moment dat, cine îngrijește puietul? Dacă n-ai suficientă albină, și mai ales doică nucleu, ia ușor. Funcție de cât albină este, cât o hrănește. Deci, ăsta e motivul pentru care am, iată, o ramă, iarăși bună. Ramă încărcată cu miere, dragilor. Vedeți, albina e concentrată acolo unde nu mai scot, că e grea, foarte grea. Are 3-4 kg și n-are o să mai... Da. Deci am făcut acest filmuleț din două bucăți. Acolo unde v-am arătat așa și partea cealaltă unde eu de fapt finalizez biostupul. Așa este ideea, aveți câte 3 în fiecare, repet, vindem la greutate, ne dăm seama de câtă miere are fiecare, facem o diferență și abia îl ridic, dragilor. Dar nu, vedeți voi și când ridicați vă dați seama. Deci avem mierea pentru iernat fără comentarii. Nu am scos deloc. Deci am căutat să fac lucrarea așa fel că să vă pot bucura și voi să nu aveți grijă. Dom'le, ce mă fac? Dacă n-ar miere, dar mă apuc eu și să fac de unde să cumpăr miere. Chernarea pe miere este altceva decât înlocuitori. Este altă poveste. Deci eu, în ideea asta de am lucrat tot timpul, cu respect pentru voi, dragilor, nu am... Da, iată, se confirmă aici. Bănesc este chiar fecundată, după cum s-a construit făgurelul. Deci, vedeți, eu am vrut și fi putut să mă opresc aici, dar pentru voi, dragilor, pentru voi, am făcut acest lucru ca să înțelegeți ce minune se ascunde dincolo de tot ceea ce facem noi în apicultură. Noi, exact cum medicii spun și recunosc că din mecanismul ăsta de funcționare al organismului
știm așa, o părticică mică, 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 mică. Și funcții de asta și funcții de daruri pe care fiecare îl are, știu eu, încercăm să luptăm împotriva bolilor și a tuturor necazurilor care le avem. Dar așa și la apicultura și mai și dacă cu omul mai stai de vorbă, îți mai spun, dar aici este enigmă maximă, maximă, maximă. Ce, în ce condiții, ce optim se atinge, ce se întâmplă, cum, ce fel, nu mai e bunul Dumnezeu. Și dacă noi credem că inclusiv ideea asta cu biostucul, știți, când a apărut mai povestit, în momente de suferință maximă. Deci, când am pierdut atâtea familii, atunci plângând am îngenunchiat și am spus, Doamne, Tu le știi pe toate, Tu trebuie să-mi dai o idee. Și așa a apărut biostupul, ca urmare acestei rugăminți ale mele. Așadar, haide să mă opresc cu o mână și cu Albina lângă mine, nu-i chiar simplu de lucrat. La revedere, dragilor, pe curând. Aceste două bucățele creștintele să le unești. La revedere. Vă aștept cu drag. Pe cât mai mulți, nu am nelimitat ca număr. În jur de până la 100 de biostupi care sunt gata pregătiți pentru ca voi să vă bucurați de realizarea asta mea. La revedere, pe curând!